Astăzi a avut loc inaugurarea unei noi grădinițe în orașul Vânjul Mare, la care au luat parte președintele Consiliului Județean Mehedinți Aladin Georgescu, cât și senatorul PSD Mehedinți Liviu Mazilu. Copiii vor începe noul an școlar cu forțe proaspete, dar și cu o grădiniță proaspăt inaugurată. Odată cu începerea acestui nou an școlar, copiii din orașul Vânjul Mare se vor putea bucura de o grădiniță proaspăt inaugurată. La deschiderea acesteia au fost prezenți primarul orașului Vânjul Mare, Alexandru Mijaiche, președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, cât și senatorul PSD Mehedinți, Liviu Mazilu. Mă bucur din suflet că astăzi, la începerea noului an școlar, așa cum v-am promis, aveți posibilitatea să vă aduceți copiii într-o clădire nouă. Permiteți-mi să salut prezența domnului președinte și a domnului senator Liviu Mazilu, care au fost tot timpul alături de noi și au făcut posibil ca copiii dumneavoastră și noi să ne bucurăm astăzi de această realizare. Este o clădire nouă, frumoasă, cu săli spațioase, luminoase. Eu vă doresc un an nou, plin de realizări, să fiți în primul rând și să fim sănătoși, că ăsta este lucrul cel mai important, și să vă bucurați cu drag de această realizare pe care noi vă punem la dispoziție. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, împreună cu senatorul PSD Mehedinți, Liviu Mazilu, au fost mereu aproape de cetățenii județului Mehedinți și au pus mereu educația copiilor pe primul loc. Iată că a venit momentul să avem o grădiniță nouă, după ce Vânjul Mare, zic eu, deși sunt subiectiv, s-a schimbat radical. Iată că a venit și momentul mult așteptat pentru părinții care au preșcolari, pentru cadrele didactice și pentru noi toți, autorități locale sau județene, să venim astăzi la acest moment deosebit de important, emoționant. Și așa cum spuneam, pentru mine este foarte emoționant. Deși am participat la multe inaugurări de grădinițe sau de școli în județul nostru, astăzi este ceva apart. Vă doresc tuturor să vă bucurați de această clădire ca și cum v-ați bucurat de casa dumneavoastră. Să o întrețineți la fel. Copiii să aibă mult succes, părinții să fie alături de ei, pentru că în ceea ce privește corpul profesional de la această grădiniță, aici lucrurile sunt cert. Găsiți tot ce doriți, voință să aveți dumneavoastră să vă duceți copiii la grădiniță. Mult succes în acest nou an școlar, tuturor vă doresc multă sănătate și să fiți liniștiți și mulțumiți alături de cei dragi. Mă bucur când văd atâția copii frumoși care astăzi vin și pășesc pentru prima dată pe pragul acestei grădinițe, un edificiu nou care merită toată atenția noastră. Suntem mândri de ce s-a realizat, dar în special eu cred că dumneavoastră, cei care beneficiați de această clădire, sunteți cei care trebuie să fiți mândri de această realizare. Celor mici care astăzi ies de sub privirea părinților pentru câteva ore, poate pentru prima oară în viață, le doresc mult succes în acest an, să pregătească pentru tot ceea ce înseamnă viață, să nu uite de bucuriile copilării, le doresc un drum bun în formarea carierei viitoare, drum bun în viață și presărat cu multe bucurii. Doamne ajută tuturor! Educația este unul dintre cele mai importante aspecte ale societății noastre. Acest proces este strâns legat de cel al învățării și are influențe majore de-a lungul vieții, fapt pentru care autoritățile locale, cât și cele județene, pun educația copiilor pe primul loc.